Cel mai fericit om de pe fața pământului e cel care ne va păși pragul în câteva clipe, alături de familia lui, Violeta și micuțul Iustin. Apropo, au jumătate de an de când au devenit părinți. Iar noi, cu această ocazie, îi felicităm, le spunem bună seara lui Ioan, Violeta și Iustin Botezatu. Salutare, dragilor! Mami, ce frumoasă salutare ești! Tu! Tata, eu vreau să-l văd pe ăsta micu. Salut, puiu! Bine ai venit la TV! Ce-mi acolo? Vrei la mama, da? Salutare! Bine ați venit la noi! Ce frumoși sunteți! Luați loc, vă rog, pe canapea. Ne bucurăm că ați ajuns astăzi la noi și ne bucurăm pentru minunea care s-a întâmplat în viața voastră. Violeta, ești mai zâmbitoare ca niciodată. Da, bună ziua, bine v-am găsit. Chiar de ceva timp nu am fost pe la voi și mi-era dor, mai ales că ați fost voi primii cei care ați aflat că Violeta este... Așteptăm un copilaș și ați fost chiar prezenți la, dacă ți-aduce aminte... Și la înregistrarea ceremoniei. Da. Exact, noi am fost, cred că printre puținii martori ai ceremoniei voastre de căsătorie. Exact. Și vrem să-l vedem momentele, să vă amintiți și voi de ele și cei de acasă. Dragostea nu ține cont de restricții sau alte bariere. De acest lucru s-a convins interpreta Violeta Grecu, care și-a oficializat căsătoria în plină pandemie, iar emoțiile au fost pe măsură. Emoții mari, emoții ciudate, aș zice așa, pentru că am mers în această încăpere destul de solemnă, să zicem așa, dar de data aceasta... Doar noi doi, într-o situație mult mai deosebită, cu măști, părea că suntem acolo pentru a semna pentru a plăti un serviciu comunal. Pentru mine a fost super, ne simțim foarte bine, suntem cei mai fericiți de pe fața pământului, o iubesc foarte mult pe Violeta, este cea mai dulce și cea mai frumoasă, te iubesc. Soarta i-a unit unde nici nu se așteptau, ambii fiind departe de Moldova. Ne-am cunoscut în orașul minunat, orașul romantic, orașul cel mai frumos oraș de pe acest pământ, orașul Veneția, orașul îndrăgostiților. A doua căsătorie, aceleași emoții. Este cu totul diferit, da, este maturitate. Mergi conștient, ai responsabilitate, ai... Și mai, da, emoțiile sunt probabil și mai mari, pentru că chiar deja știi unde mergi. Fericirea lor e și mai mare acum. Recent au aflat că vor deveni părinți. V-ați gândit la nume pentru copil? Da. Va fi băiețel. Ne-am gândit. Avem mai multe nume luate în calcul, dar... Sincer, vrem un nume care să aibă o greutate, o încărcătură. Felicitări tinerilor însurăței, casă de piatră și, desigur, naștere ușoară viitoare mămici. Și nașterea s-a întâmplat pe 27 octombrie și iată că astăzi sunt exact 6 luni de când micuțul Iustin a apărut în familia voastră. Vreau să vă spun bravo vouă, că sunteți niște părinți, îmi dau seama că sunteți niște părinți minunați, că copilul crește frumos. Ioan, da. Îmi dau seama că viața s-a schimbat radical de când ai întâlnit-o pe Violeta. Munceai departe de țară. Da, într-adevăr, viața s-a schimbat la 360 de grade. Munceam în Anglia, mai exact la Londra. Dar cum aveați aici pe nebănuite sunt căile Domnului. Nimic nu este sigur, suntem foarte fericiți și am decis să revenim acasă în Republica Moldova, în Basarabia. Așa, adică el din Londra, ea din Italia, cu cetățenie, cu ani buni, da, cu relații acolo. Cu relații, da. Și, dar nu ți-e dor de vibe-ul dor de acolo? Da, mi-este dor, desigur, foarte mult. Chiar, cred că o săptămână în urmă am visat, toată noaptea visam că sunt la Veneția și... Cântam și ziceam, uite, eu vreau să merg să mănânc ceva gustos, pește, știi, bucătăria asta italiană care e foarte gustos. Mi-este dor, dar știu că
sperăm că, că lumea își va lua cursul normal și atunci Veneția nu fuge nicăieri, ne vom întoarce, nu se știe, ne vom întoarce acolo. Să ne stabilim acolo sau poate doar în vacanță sau poate doar să ne bucurăm de prieteni, de oraș, de tot ce înseamnă frumusețea asta italiană. Voi acum vă bucurați de noul rol care a apărut în viața voastră, poate când niciunul, nici altul nu se aștepta. E adevărat că nu vă așteptați să deveniți părinți cumva. Relația voastră dura de... De un an. Da. Și iată că v-a prins bine pandemia asta totuși. Pentru că sunteți părinți și aveți timp 100% să stați cu ăsta micu. Așa este, mai ales pentru mine că sunt o ferie foarte activă și mereu sunt pe creație, lucru, Veneția, gondolă, cum ai mai spus, concerte. Și acum, știi, dacă pandemia asta chiar m-a stopat, adică nu mai aveam cumva gând, hai să mergem, poate. S-a întâmplat, s-a întâmplat la țanc, s-a întâmplat atunci când chiar nu ne-am așteptat. Dumnezeu a vrut. Atunci când Dumnezeu a binevoit, chiar cum pe 8 martie, atunci am aflat cu un an în urmă, pe 27 octombrie și-a făcut apariția pe lume și astăzi, ta-da, mamă, da? Avem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Că tatăl lui urmă asta știe să cânte. Ați reușit să faceți și botezul. Uite, e fericit, îți place cum cântă tatăl lui așa? Ați reușit să faceți și botezul. Da, cu siguranță. Botezul pe Iustin l-am încreștinat pe data de 18 februarie, într-o zi de joi. Și unde mi-am dorit eu tot timpul, locul meu preferat, locul unde mă simt cel mai bine, catedrala Nașterea Domnului din capitală. În anul de botez este întâi sătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir. Suntem foarte fericiți, îi mulțumim pe această cale că a acceptat să fie anul de botez pentru Iustin. Și am ales numele, chiar Părintele Mitropolit mi-a spus în altar că am ales un nume foarte frumos în cinstea Sfântului Iustin, martirul și filozoful. Ori eu, când mi-am făcut studiile peste Prut, în România, mergeam des la Părintele Iustin Pârvu, la Mănăstirea Petru Vodă, din județul Neamț. Și foarte mult am ținut că băiețelul nostru să-l cheme Iustin. Și soția, bineînțeles, a fost foarte bucuroasă. A fost și ea, apropo, am fost împreună acolo, până ca să nască. Așa, dacă ne-am întors din Veneția, eram deja în a șaptea lună. Noi aveam, cumva ne gândeam la un alt nume, dar când am mers acolo la această mănăstire, atât de mult mi-a plăcut acel loc și de acel... duhovnic, mare duhovnic al României, că am zis că, îi punem Iustin și așa, când s-a născut, asta a fost numele. Deodată cu nume. Cum l-ați convins pe metropolitul Moldovei să vă fie naș? Să-i fie naș lui? Vă spunem, metropolitul tot este om. Chiar am vorbit cu dumnealui într-o dimineață, am fost chiar la dumnealui în birou, am discutat, eu mai frecventam, știți, ochii se văd la Sfânta Slujbă, la biserică, la catedrală și dumnealui a spus cum are drag. Nu a fost ceva... Adică nu ai relații, Nu am nicio relație. De mic am fost paraclisier la biserică, la noi în sat, adică de unde sunt eu, de la sud, din satul Lărguța, raionul Cantemira, apropo, și soția, suntem din același raion. Sănătate! Sănătate, păi! Ei bine, l-am așteptat un pic. De acolo buniei tăi, da? Salutăm și părinții soției, părinții socri, estimata doamnă Elena Grecu și tata socru Ștefan Grecu, apropo și părinții mei Ion Botezatu și mama mea care este în Italia, Ecaterina Botezatu, la Livorno. Așa, adică mai aveți voi până la urmă așa legăturile astea. V-ați întâlnit acolo unde trebuia să vă întâlniți, cu toate că drumurile sunt foarte, foarte împrăștiate. Cum nopțile? Înainte nopțile le cântai, acum cânta altcineva noaptea, da? Cam așa, da. Primele luni a fost mai complicat, chiar, nu știu, mai sunt copii, spuneau mamei că sunt copii care dorm de dimineață până seara. Nu, el nu a fost tipul. El foarte activ, își dădea de știre că o poate burtica îl mai doare una alta. Dar acum e bine. Bine, noaptea asta, pe la 2:30, avea el chef de joacă. Și vreo oră, așa, vreo
ori am stat la tăclale, așa. Da. De-a lungul nocturne. Da. Așa, tati, tot schimbă scuticile. Se implică 100%? Da, cu siguranță mă implic. Nu este ceva de examene foarte simplu. Adică, la început aveam emoții, dar chiar îmi place să le schimb. Așa. E foarte bravo. Schimbă scuticele, face băiță, schimbă, îmbracă. Adică nu am probleme, pot să las... Aștept să las mai mult timp, dar acum da, îl hrănesc, adică îl alăptez și Ion spune, măi, mai lipsește și sinul. Da, să-ți spun, poți să storci lăpticul, să-l pui la înghețat, tata, când mami mai are treabă sau pleacă undeva, tata poate să se ocupe și cu asta. Da, deja știi. Da, deja știu că eu în congelator aveam un raft doar pentru laptele congelat. Dragilor, mai ales și pentru tine, tati. Asta e un cadou special pentru Istvan de ziua lui. Noi, pentru că ați venit astăzi la noi, astea trebuiesc tot timpul. Pamperspective Baby menține pielea uscată și protejată până la 12 ore, dar pui, asta e cadou de ziua ta, de 6 luni, da? Ca să ai ce să folosești foarte, foarte în curând, da? Mulțumim. Chiar e bucuros copilul. Mulțumim, da, pentru că înainte te gândești că nu ai copii, ce să duci la hăinuțe, nu știu cum, dar după ce ai copii, cred că ăsta este unul dintre cele mai utile cadouri, pentru că oricum se cheltuie mereu. Pampers Active Baby menține pielea uscată și protejată până la 12 ore. Draga mea, care e mai greu? Copilul sau instrumentul? În ultima vreme ai ținut mai mult copilul în brațe, așa? Deja îmi fac mușchi. Acum te rugăm să iei instrumentul tău de suflet și scena, pentru că îmi dau seama că ți este dor și de scenă să ne cânti. Așa, ce? Ia, haide încă. Haide, vină cu acea tantele lui, o să te țină așa. Și noi o să admirăm pe mami cum cântă. Da, ia uite ce fericit, Doamne, ce băiat minune vezi. Stă în brațe și la străini, așa, da? Ia, haide să ne uităm acum la mami. Sau tu pe mama o vezi în fiecare zi, dar pe tantele lui nu chiar. Să o admirăm pe mami și să le dorim și celor de acasă audiție plăcută. Măicuță dragă, ochii lacrimă. Am aflat că pleci departe și mă lași plângând. Vei pleca, mamă, departe, nu ți-a fi ușor. Dar să știi, măicuță dragă, că îți port mult dor. Mamă, nu pleca, tu ești viața mea. Pentru tine zi și noapte eu mă voi ruga. Mamă, nu pleca, tu ești mama mea. Nu știu ce m-aș face eu fără dumneata. Florit. Pentru tine, scumpă mama, eu le-am îngrijit. Ca de ziua ta, măicuță, flori să-ți dăruiesc. Și să-ți spun, dragă măicuță, că eu te iubesc. Mama, nu pleca, tu ești viața mea. Pentru tine, zi și noapte,
întoarce, noi te-am întâlnit. Să nu lacrimezi, măicuță, bucuroși vom fi. Mai avem și o rugăminte, scumpă, dragă mamă, să ne iubești ca înainte, dulce, dragă mamă. Mamă, nu pleca, tu ești viața mea. Pentru tine zi și noapte eu mă voi ruga. Mamă, nu pleca, tu ești viața mea. Nu știu ce m-aș face eu.